Ce faci, băi? Bă, bănică, vreau să plec la București, dar n-am șofer. Pe cine luăm șofer? Mergi cu mine la București, la bunicul tău, la eu, la spital. Nu? Păi pe cine să luăm șofer? Tu ce faci? Mergi cu mine? Mergem? Da. Eu cu Fănică plecăm la București, mai bine plecăm cu trenul la 3 la noapte. Și la 7 suntem în București. Ne ia tata tot din gară. Mergem cu taxiul direct acolo. Da. Ce să facem? Aici e calculatorul Fănic al meu, biroului, scaunul managerului. Nu? Vezi ce înseamnă fără permis? Ne rugăm la altul, vezi? Tu cât ai până ce bani să iei permis? 4 ani. Păi și mai trăiesc eu 4 ani. Ce zici tu? Mai trăiesc eu 4 ani să mă duci pe mine cu mașina ta? Da. Eu nu cred că mai trăiesc nici apoi să iei permis. Până în martie. Da. Nu vezi ce situație avem? Greutăți peste tot, probleme, una altă. Unde e Mărioară? Nu știu. Tatăl tău a plecat la București pentru 2 ore și a rămas la București. Ai vorbit cu tatăl tău? Ce facem? Mergi cu mine și tu? Merg. Mergi la București? Merg. Mamă, cu tupeu. Mergem? Da. Dimineața ne zgurăm, la 7. Păi eu mâine mă duc la școală. Păi nu mai te duci la școală, că am auzit că la școală sunt probleme. S-a îmbolnăvit o grămadă de copii. Ai văzut și tu la Severin, 200 de copii s-au îmbolnăvit de la școli. Unde le-a dat mâncare otrăvită. Păi eu nu mănânc mâncare. Măcar, dar nu îți mai dau voie să duci la școală eu. Îți dau restricție eu. Mergi cu mine la București. Mergi sau nu? Știu. Știu. Da? Ce mâncași? Nimic. Nimic? Păi ce mâncare aia nimic? Păi nu-i fără. Păi afară să mâncăm ceva. Mă duc să tai o țără șungă din mătării. O ceapă roșie, un ardei iute și un par de vin. Merg? Păi ce să fac? Uitați, fratele, aici e Fănică, junior, dormitorul lui. Ce să faci? Nu știu. Păi câți ani ai tu în final? Că ai 16 ani. 16 ani ai. Și la cât e examenul tău? La 18 ani sau la 17 ani? Am auzit că poți să le iei mai devreme. Nu poți, da? I-am făcut focul lui doamna Brian în centrală. Da. Că e frig. Ce să facem? Asta e. Bine, mă, Fănică, atunci. Te las. Și dimineața zici că mergi cu mine la bunicul tău, la spital, la București. Gata, frate. Fane de la Straia să pregătește să pleacă la București. Dimineața. Cu Fănică junior, da? Cu trenul mergem, a? Vedem noi. Hai că venim noi, da? Poate că sunt șofer până atunci. Dar tu ai numărul lui Galben, să luăm pe Galben un șofer. Nu-l ai. Hai, revenim. Bela! Să ai grijă de mamă. Da. 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 Ai grijă, Bela. Ce faci? Stai că stai bine. Păi bă că stai bine. Ha? Să aduc oxigenul. Vrei să ți-l pun? Ha? Acum mă duc să-ți iau surop. E mai bine la căldură. E la căldură, mi se afară în frig. Ha? Afară e bine, în frig. Afară din frig. Da. Dar
Uite și Bela doarme și ea la căldură. Uite și pe Bela. Lasă aici. Lasă aici. Uite, Bela e nepoata ta, ai grijă de ea, ai grijă de tine. Da. Așa, Bela, ai grijă de mamă. Da. Să bată și copii de post. Hai grijă de mamă. Ce zici? Da, le plăcoșul să... Să-l poși apă. Ce, ce vrei, ce par de apă vrei? Așa e. Un pic de post. Uite, uite nepoata ta cu tine, vezi, Bela. O vezi că are grijă de tine. Așa ai grijă de ea, mamă. Da. Stai cu Bela și lacă. Lacă n-are cârciopă, că doarme cu mine. E tractat, are baie, are făcut tot analiză, tot. E la zi. I-am făcut vaccinul, i-am făcut de toate. Ai grijă de ea. Am revenit. Fane, aceea cu mama mea, iar probleme, e bătrână și ea, nu prea are saturație, nu prea inspiră. Norocul că noi avem aparatul ăsta al nostru și am pus-o la oxigen puțin să-i mai o ajute și pe ea. Pentru că așa trebuie, să o ajute și pe ea puțin aparatul ăsta. A avut saturația de 82. Și dacă tot am aparatul, am zis să îl pun, să o ajute și pe ea cât de cât să meargă pe oxigen de 1,5. Ce să fac? E mama mea, trebuie să am grijă de ea. Mamă, să ai grijă de tine că eu plec dimineață până la București. Că Ionica e la București, acolo cu socrul, la, cu socrul s-o la spital. A venit din Anglia cu avionul și l-au internat la spital la București, pe socrul lui Ionica. Și dimineața eu plec acolo la București, după Ionica și după Mărcuță. Da. Vezi că luai de mâncare la porci, luai și ție medicamentele, făcui și focul în centrală, ai și aparatul aceea, te descurci, cum te-ai descurcat toată iarna asta, iarnă, știi cum să-l dai drumul, știi cum să-l pui. Da? Am toată încrederea în tine, că ești cu minte. Să nu-mi dai de lucru, că știi că am o situație bună cu banii. Știi că am o situație foarte bună cu banii. Ia să vedem cum s-ai culturația acum. N-am mai de duma, ea nu mai vorbi? 89. Ia să vedem. Simți ceva acolo la nas? Da. Ha? Simți sau nu? Aici doar acolo. Păi ce-mi trebuie tine? Așa că stai liniștită că sunt eu aici lângă tine. Da. Mama e bine, aparatul ei merge bine, vedeți ce înseamnă să ai lucrul tău, nu te mai rogi altul de unul, îl pui la nevoie, când îl ai, îl pui la nevoie, la... și-o ajută pe a bătrân, pentru că are și ea o vârstă de 87 de ani, 88 de ani, da. Să trăiești, să fii sănătos. Copii din familia ta, toată lumea. Mă duc eu acum să-i pun și baterii la asta noi. Ai zis că ai tu baterii, mamă? Da. Unde ai? Baterii tale ai? Nimea. Noi? Nimea, nimeni tale,
Hai că mă uit acum. Asta e aici, în cana cu mama. Vedeți cum arde. Ce faci, bă, Pufi? Pufi, n-ai mie osul ăla. A? Îmi dai osul. Păza că le-am eu, păza. Hai. Oh. Uitați, bine, încercăm pe un os. Vreți să ne încercăm pe os? Bă, Pufi, bă, Pufi, fii cu minte, mă, că nu ți-ai osul tău. Hai, să ai poft. Am revenit să-i fac la mama o cafea. Știți că ea folosește cafea, mama. Să-i duc o cafea eu, că ea nu mai cere, să nu ne supără. E abia mai dulce, știți? Că îi face bine la diabet, că are diabetul prea mic. Și acum să-i duc. Stai-mi cu cafeaua. Vezi? Să scură imediat sus la baie. Asta e. Ia să văd ce bagaj ai pregătit, Mărie, pentru socră și pentru soacră. Ia! Hai la mașini, ce alea? Alea nu merg, nu știu. Așa. Ia-mi și papucii? Da, ia bine. Hai la mașini. Și ăla de filmare, nu le-i? Nu. Nu trebuie. Așa că ne pregătim, fraților, pentru dimineața la București. Geanta aia cu ea, lui Ion? Bine. Mâncare, le pui ceva? Marie, nu le pui niște șungă din aia fumată? Să le duc acolo la București. A, să luăm ceapă din aia roșie, din făișoare. Și cu șuncă merge. Și ce mănâncă de aia? Noi! Cum să nu mâncăm? Uitați-o, doamna Marița, cum pregătește București. Да.
Păi, cred că e ieșită. Asta ne facem și noi bagajul. Da. Păi noi nu stăm, noi venim înapoi. Marie, poți să pui ce vrei până dimineață? Până dimineață? Că la 4 plec. Până la 4 ai ce să pui nea. Mâncare, e ceva? Asta ce e? Lasă-l acolo. E pus să-l sucă tot singur. Da. Hai să vedem ce ne facem și noi bagaj acum. La Porsche lui de mâncare, Maria, de aduce la Porsche boabe. Le luai 2 saci de boabe. Baba o puse pe oxigen, să știți. Și să aveți grijă de ea până vine. Nu te speria, că nu face nimic. Da. Asta e.